Salut, eu sunt Nico. El e Sebi, iar ele sunt Cosmina, Marciana, Diana și Ramona. Noi suntem o parte din echipa de recrutare de la E.ON, cei cu care ai primul contact atunci când e vorba de un job la noi. Știm că prima impresie contează mult, așa că ne-am gândit să te ajutăm puțin. Să facem noi primul pas, să ne prezentăm și să-ți spunem de ce e super fain să lucrezi la E.ON, compania care furnizează energie, adică gaz și electricitate, dar și multă inovație. Un studiu făcut de cercetătorii britanici... Stai puțin! Știm cu toții că toate poveștile cu cercetători britanici sunt inventate. Bine, mă rog, să spunem altfel. Dacă ar exista cercetători britanici, ne-ar spune că aproape o treime din viață ne-o petrecem la job. Asta nu sună prea bine, dar lucrurile chiar așa stau. Așa că dacă tot petrecem o mulțime de timp la serviciu, măcar să fie un timp de calitate. Și asta e treaba noastră, să ne asigurăm că tot timpul de aici e unul câștigat. Iar asta se poate dacă găsim omul potrivit în locul potrivit. E perfect match atunci, ca în filme. Uite, de exemplu, Tudor e de 8 ani aici. A intrat prin programul pentru absolvenți Graduate E.ON imediat după terminarea facultății și ne-a plăcut de el și lui de noi și a rămas. Între timp, a trecut prin 3 departamente ca să capete experiență, iar după ce a învățat și și-a dat seama ce îi se potrivește, a ales zona operațională. Vorba aceea, fica Tudor. Stai, nu asta era poza. Cât despre Petre sau Nea Pete, cum îl strigă colegii de pe teren, pentru că așa îi zice nepoțica lui, despre el ce să vă povestesc. E aici de pe vremea când E.ON se chema altfel. Își iubește mult meseria și și-a făcut-o mereu cu mult simț de răspundere. E o adevărată inspirație pentru colegii lui mai tineri. Să ne trăiești, Nea Pete, cât tare grozav mai ești! Apropo de inspirație, E.ON are programul START, un proiect prin care oamenii cu multă experiență îi învață pe cei tineri meserie. Meserie din energie. E.ON de azi înseamnă o mulțime de locuri și de oameni grozavi. Nu mai suntem ăia de la gaz, așa cum eram cunoscuți pe vremuri în Târgu Mureș. Ne distrăm și azi când mai auzim asta de la cineva. Azi, energie înseamnă mult mai multe lucruri. E.ON înseamnă cel mai tare hub de inovație la București, unde se dezvoltă idei în modul Agile și unde avem proiectul de e-mobility, stațiile de încărcare pentru mașini electrice. Și mai avem o gașcă mare de programatori în Iași, care dezvoltă toate soluțiile soft pentru întreg grupul E.ON din Europa. La Cluj sunt oamenii care se ocupă de operațiunile financiare E.ON din toate țările din Europa. La Sibiu avem niște colegi talentați vorbitori de limbă germană care fac un super customer care pentru clienții din Germania. La Târgu Mureș sunt toate diviziile de suport ale grupului și gașca cea mai mare. Iar aici este managementul companiei. Super profesioniști. Și ce e cel mai tare e că majoritatea sunt oameni care au crescut în E.ON. Aici sunt într-o ședință importantă. Să-i lăsăm să discute. E o mare responsabilitate să conduci o companie cu mai bine de 6.000 de angajați. Știi că misiunea noastră, Improving People's Lives, poate suna pompos, dar chiar așa e. Energia face viața oamenilor mai bună, indiscutabil, iar noi ne străduim zi de zi să fim mai buni. Ce e absolut special la noi? Păi să-ți spunem că la București avem cea mai faină priveliște din oraș și putem lua prânzul la restaurantul de la etajul 18, în plus după job mergem pe la concerte. Concerte și bere, evident. Apoi, la Târgu Mureș avem cele mai bune prăjituri la cafeneaua de la parter. Avem cărți gratis și putem să ne dăm cu mașina electrică. Și mai avem și niște super terenuri de tenis doar ale noastre. La Cluj avem Dogs Day at the Office. Pun pariu că n-ați mai auzit de așa ceva. Mergem împreună la cele mai tari festivaluri, iar cei mai sportivi alergă la semi-maraton. În plus, facem o dată pe an și un gulaș party caritabil. Ne implicăm și suntem activi. Ne dorim să schimbăm în bine lumea în care trăim și credem că fiecare dintre noi poate face ceva bun pentru ceilalți. Este locul unde noi ne încărcăm cel mai bine bateriile. Ce mai e super tare, serios! Nu te plictisești niciodată și ai mereu câte ceva nou de învățat. Și în plus, faci parte dintr-o echipă pusă pe fapte mari care în permanență inovează. Cred că despre asta e vorba într-un job de viitor. În mod clar, au un studiu cercetătorii britanici despre asta. Așa că hai și tu! Sigur găsim ceva fain și pentru tine! Energie să fie! Și e din belșug, doar de asta ne ocupăm, nu?